schimbul a 15 sau 20 de lei, turiștii fac tumbe la înălțime. Cei care vor senzații tari pot alege corzile elastice. Cei mai puțin îndrăzneți se mulțumesc cu bungee trampoline. Turiștii din stațiunea Mamaia, care vor adrenalină, aleg salturile în corzile elastice sau high jump, după cum scrie pe panoul de la intrare. Ce înseamnă high jump? Dispozitivul funcționează ca un fel de catapultă. Dispozitivul este numit popular praștie. Există vreun regulament, adică toți oamenii se pot, da, pot sări cu acest high jump? Da, exceptând persoane cu probleme de sănătate. Între 35 și 105 kg. Și alte probleme? Nu. Ok, care este prețul? 15 lei. Și sunt turiști interesați? Destul. Cum a fost? Bine. E prima oară? Nu. Dar am văzut că îți place, chiar ai făcut foarte multe mișcări acolo sus. Uite, e frumos. O să mai vii? Normal. Cum ți se pare prețul? Prețul accesibil. Foarte accesibil. La senzațiile care sunt, e belea. Cei mai puțin îndrăzneți optează pentru bungee trampoline, un mecanism asemănător high jump, însă montat la o înălțime redusă. 3 minute de salturi și tumbe costă 8 lei. Cine consideră și această trambulină ca fiind periculoasă, atunci aleg distracția în deja cunoscuta saltea din elastic. Pentru 5 minute de zbenguială trebuie să plătiți 4 lei.